nu vom mai da bani de la bugetul de stat, din bugetul românilor, pentru partide politice. Chiar dacă suntem în opoziție și chiar dacă ne sunt limitate acțiunile, v-am zis, colegiul medicilor stomatologi nu vor să ne autorizeze, nu vor să ne dea hârtia, deși totul îi țiplă, deși totul e nou, ca să pornim și cu Dubița, cu cabinetul stomatologic.